În județul Caraș-Severin, foarte multe comunități sătești au o viață extrem de activă din punct de vedere cultural, artistic. Și unul din aceste ansambluri, sau măcar o formație de dansuri, așa cum spuneam, au, dar unul din ansamblurile de seamă din Caraș-Severin este ansamblul Teregovana, de la Teregova, care figurează sub acest nume din 1975. Astăzi vin aici, la Live-ul Primăverii, ediția cu numărul 37, și se prezintă în fața noastră cu jocuri din Banatul Montan, în care întâlnim brâul Ardeleana și jocul de doi, dar și o suită de brâul de băieți. Coregraful ansamblului este domnul Ilie Pârvulescu, pe care îl felicităm, dar deopotrivă felicităm copiii, pentru că ei depun foarte mult efort, dar vin cu bucurie și acest lucru este cel mai important. Și desigur, un instructor are mai multe emoții la evoluția lor decât ei înșiși. Un moment de referință în viața ansamblului Teregovana a fost, de exemplu, în 1965, când la faza națională se prezintă cu o formație din Teregova pe 5 generații. Vă dați seama ce viață bogată, culturală aveau atunci, dar iată că acești copii frumoși continuă această tradiție și duc mai departe această moștenire. Felicitări! Vă urmărim cu drag! Thank you.
Felicitări ansamblului Telecovana și mulțumirile noastre.